Eu cred că cel mai frumos este atunci când ascultăm muzică și ne imaginăm propria poveste, ne creăm o poveste pe muzica pe care o ascultăm. Indiferent că o cântăm sau o ascultăm, ne putem derula așa un film imaginar. Asta strânește și imaginația. Bineînțeles că ne raportăm foarte mult la trecutul nostru, la amintiri. De ce nu să ne creăm un posibil viitor pe... fiind așa inspirați de muzică. De multe ori mi s-a întâmplat să găsesc mai multă fericire într-o muzică tristă și alte ori, nu știu, m-am regăsit mai mult într-o muzică care nu era clasică neapărat, dar mi se pare esențial ca cei care nu fac muzică clasică, măcar un pic în fiecare zi, să aibă curiozitatea de a descoperi 5 minute pe zi, ca și cum ai citi măcar o pagină în fiecare zi.